Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Aceasta pentru că vreau să citesc despre Iacov. Și vă doresc tuturor care ascultați binecuvântarea acestui Dumnezeu până a ajuns să stați la masă cu acești trei care au murit de mult, dar pentru Dumnezeu sunt vii, spunea Domnul Iisus Hristos cel înviat din morți, căci pentru Dumnezeu toți sunt vii. În cartea care prezintă viața celor trei, Genesa, citim din capitolul 35, de la versetul 1. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suite la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului că ți-a arătat când fugeai de fratele tău, Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățați-vă și schimbați-vă hainele ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. I-au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care au mâinile lor și cercei pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat. Groasa lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiul lui Iacov. Iacov și toți ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. A stat acolo un altar și a numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo îi se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Debora, a doi cărebecii, a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejară căruia i s-a pus numele Stejarul Jalei. Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan Aram și l-a binecuvântat. Dumnezeu i-a zis, numele tău este Iacov, dar nu te vei mai căia Iacov, ci numele tău va fi Israel. Și i-a pus numele Israel. Dumnezeu i-a zis, eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, crește și înmulțește un neam și o mulțime de neamuri se vor naște din tine și chiar împărați vor ieși din coapsele tale. Ție îți voi da țara pe care am dat-o lui Avram și lui Isaac și voi da țara aceasta seminței tale după tine. Dumnezeu s-a înălțat de la el în locul unde îi vorbise și Iacov a rămas cu un stâl de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâl de piatră pe care a dus o jertfă de băutură și a turnat un de lemn. Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu Betel. Vreau să privim la Betel. Ce însemnătate poate să aibă, ce trebuie să fie pentru noi Betelul. În primul rând, așa cum este denumirea, Betelul este casa lui Dumnezeu. Dar asta înseamnă nu doar prezența lui Dumnezeu și prezența oamenilor în această casă. Căci Dumnezeu a creat oameni după chipul său și vrea să aibă oameni în casa sa, în familia sa, în templul său. În primul rând, pentru Iacov și în egală măsură trebuie să fie pentru noi, Betelul este locul prezenței divine în casa Domnului cel dintâi care trebuie văzut, admirat și slăvit este Domnul. Așa s-a întâmplat și când Ioan a fost răpit în cer, ce l-a atras mai întâi a fost un tron de domnie pe care ședea cineva, cum scrie în Apocalipsa capitolul 4. Iacov a conștientizat prezența lui Dumnezeu la Betel cu ocazia visului ce l-a avut când a plecat din Canaan prin Mesopotamia. Așa cum vă citesc din cartea Genesa, capitolul 28, că a visat o scară zemată de pământ a cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau, se pogorau pe scara aceea și Domnul stătea deasupra scării și îi zicea, eu sunt Dumnezeu, tatăl tău Avram, Dumnezeu lui Isaac, pământul pe care ești culcat și îl voi da ție seminței tale. Și a făcut și alte promisiuni. Versetul 15, iată, voi fi cu tine, te voi păzi pretutinde pe unde vei merge, și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: cât de înfricoșat este locul acesta, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor, mărit să fie Domnul. Conștientizăm noi prezența divină în adunare și nu numai, căci după spusele Domnului, unde sunt doi sau trei, El este prezent. Și asta poate fi familia, doi de la căsătorie, trei după ce apar copiii sau mai mulți. Dimineața nu mai are acolo nici scara, nici îngerii și nu aceștia l-au înfricoșat pe Iacov. Nu se mai vedea nici Domnul deasupra, dar Iacov a rămas conștient de prezența divină. Să ne amintim și din alte referințe scripturale că Dumnezeu se poate prezenta nu numai în templu. Lui Moise a vorbit pe câmp. Lui Iosua i s-a arătat de asemenea într-un loc oarecare. Am putea spune că sunt anumite locuri alese de Dumnezeu, consacrate, dar prezența divină este oriunde putem ridica un altar, oriunde vrem să stăm de vorbă cu Dumnezeu sau Dumnezeu își propune să stea de vorbă cu noi. În al doilea rând, Betelul este locul unde Dumnezeu ne vorbește personal, unde conștientizăm că ni se adresează direct. Aici am citit în Genesa 28 că Dumnezeu i-a făcut anumite promisiuni lui Iacov pe care Iacov nu le-a uitat și la care a apelat când a fost în momente critice. Noi ne amintim ce ne-a vorbit Dumnezeu în diferite locuri, în ocazii speciale, căci Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul și locul unde Dumnezeu vorbește este Betelul. Betelul unora este în vis, în patul lor. În vis i-a vorbit și lui Iacov, așa spune Elihu în cartea Iov. În Evrei capitolul este scris că Dumnezeu vorbește prin profeți. Locul unde ne interceptează, unde ni se adresează, devine un Betel. Casa de adunare este frecvent un Betel, căci Dumnezeu ne vorbește. Un loc de părtășie cu frații și, din nou spun, casa noastră poate să fie un Betel, unde Dumnezeu ne vorbește. Prin mesajul Scripturilor, în primul rând, sau prin un alt mesaj profetic sau în vreo altă împrejurare. Dumnezeu are libertatea să aleagă modalitatea și locul și cu atât mai mult cuvintele care ni le adresează. Nu-L putem noi presa cum a vrut Marta către Domnul, spunându-i: zi, dar să-mi ajute. Domnul n-a zis ce a zis ea, a zis ce a trebuit să spun. Da, să nu uităm așadar cuvintele rostite de Dumnezeu pentru noi. Pentru evrei, Sinai a rămas o amintire specială. Dumnezeu s-a pogorât să le vorbească pentru ca să inducă în starea lor această stare de teamă sfântă, de sacralitate. Lui Moise a vorbit pe multe, apoi îi vorbea din cortul întâlnirii, de la înălțimea capacului ispășirii, dar a vorbit și tot poporului într-o atmosferă ce i-a conștientizat de prezența divină, în primul rând, și apoi i-a făcut să perceapă, să înțeleagă cuvintele care Dumnezeu li le-a spus.
Aceste cuvinte trebuie tratate cu maximă responsabilitate. Al treilea rând, Betelul este locul unde și noi trebuie să-i vorbim lui Dumnezeu. Să-i vorbim în rugăciunile noastre, dar să ne dăm și acceptul nostru pentru ceea ce ne-a spus, dacă vrem. Este locul unde putem să facem legăminte și angajamente sfinte. Despre Iacov scrie aici în Genesa 28, versetul 20, a făcut o juriță și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine și va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca strădăcinea minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Spune Eclesiastul în cartea sa, capitolul 5, să fim atenți ce rostim. Că la adunare trebuie să-L auzim pe Dumnezeu, dar aude și El ce spunem noi. Textul care l-am citit astăzi, din Genesa 35, era într-un fel o reamintire din partea lui Dumnezeu pentru Iacov a ceea ce a spus. A apucat cu viața de familie, cu nevoile pământești și nu s-a grăbit să se suie la Betel. Și Dumnezeu îi spune în 35:1, scoală-te, suie-te, acolo unde ai spus că ne mai întâlnim. Da, Dumnezeu ne așteaptă, El încă din grădina Edenului a vrut să comunice cu omul și când n-a fost la lui, cu lui l-a întrebat, unde ești? Dumnezeu a spus prin profeți, unde ați fost când am chemat? Să ne amintim tot ceea ce am promis lui Dumnezeu. Să nu fim ca un biet unchi al soției care spunea, i-am promis lui Dumnezeu că mă întorc la El când m-a salvat odată, dar nu i-am promis când, nu i-am spus data. Și a murit fără să mai se întoarcă la Domnul. Am auzit despre experiența unui om care în timpul celor doi război mondial, într-o noapte grea, a promis lui Dumnezeu că dacă îl scapă, se va pocăi. Dar a amânat, Dumnezeu a mai vorbit odată. A început să umble la adunare, iar a abandonat calea Domnului. Și într-o zi, când se întorcea de la câmp cu carul, cu fânul, erau niște nori care amenințau cu ploaie, s-a grăbit să se ducă la un vecin care era credincios și ceară ceva unelte ca să sară tot, să bage fânul în șură. Și acolo erau frații adunați la rugăciune și pentru un proroc a ieșit un cuvânt în care a zis, bărbatule, te chem a doua oră și ultima oră, adu-ți aminte de făgăduințele care mi le-ai făcut. Iar a umblat la casa Domnului o vreme și iar a abandonat. A mai trăit, dar s-a împietrit, îmi spuneau frații din Sălaș care mi-au prezentat această experiență. Bietul om a murit mai târziu, dar fără Dumnezeu, a uitat ce i-a promis Domnului. Am citit recent într-o carte care încă nici nu este tipărită despre un tânăr care a făcut promisiunea lui Dumnezeu și tot amâna, numai puțin și mă întorc. Și a murit. Deci iată că pe unii Dumnezeu îi mai lasă, la altora le se rupe firul vieții timpuriu. De aceea este bine să ne reamintim tot ce am spus Domnului și să n-amânăm, să ne împlinim promisiunile, făgăduințele înaintea Domnului. De altfel și față de oameni trebuie să fim de cuvânt și să ne luăm vorba înapoi, dar față de Dumnezeu cu atât mai mult. În al patrulea rând, Betelul este locul în care Dumnezeu vrea să-ți vorbească din nou. De ce l-a chemat Dumnezeu pe Iacov la Betel? Am citit în versetul 9, Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan Aram și l-a binecuvântat. Și i-a spus, uite, îți schimb numele, reiterez promisiunile
Și după ce a terminat de vorbit, îi scris că Domnul s-a înălțat de la el, versetul 13, în locul unde îi vorbise. Așteptăm noi să ne vorbească Domnul? Vom fi și noi receptivi cum l-a învățat bătrânul Eli după experiențele de o viață pe copilul, adolescentul Samuel? Du-te și te culcă, îi scrie în 1 Samuel, capitolul 3, versetul 9. Și dacă vei mai fi chemat să spui, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Și atunci lui Samuel Dumnezeu a vrut să-i transmită un mesaj special. Cum spune Scriptura în Psalmul 50, Dumnezeu, da, Domnul vorbește și cheamă pământul de la o margine la altă. Să dorim să ne vorbească Dumnezeu. Să dorim să-i auzim glasul. El vorbește de pace poporului său, cum spune Cartea Sfântă. Psalmul 85, numai ei să nu cadă din nou în nebunie, numai noi să nu ne rătăcim, că Dumnezeu, cum spune și Ieremia, are gânduri bune față de noi. Numai noi să luăm aminte. În al cincilea rând, Betelul este locul unde Dumnezeu ne așteaptă cu toată casa. Și sarcina asta cade în primul rând în grija bărbatului. În vremea asta când nu ne putem aduna și când ne vom putea aduna la Casa Sfântă. Să știe bărbații în primul rând și dacă ei nu vor să o facă femeile, să-i mobilizeze pe cei ce vor, pe cei ce ascultă. Am citit în Genesa 35 că Dumnezeu i-a spus lui Iacov, dar Iacov și-a înțeles menirea. El a știut că de la început Dumnezeu a vorbit cu Adam, a vorbit cu noi și noi a transmis case, a vorbit cu Avram și Avram a transmis casei lui. Dumnezeu este un Dumnezeu a rânduirii și Noul Testament spune Pavel 1 Corinteni 11 cu 3 că Hristos este capul oricărui bărbat și îi se adresează și capul apoi trebuie să transmită trupului. Da, foarte important. Iacov a reușit, deși avea copii mari. Asta e o mare realizare. Bietul Lot n-a reușit. Și s-a pierdut familia. A lui Iacov a rămas și au format împreună o țară. Iacov a zis casele tuturor celor ce erau cu el, adică robi ce mai avea acolo, slujitori. Scoateți Dumnezeii străini care este în mijlocul vostru, curățați-vă și schimbați-vă hainele ca să ne sculăm, să ne suim la Betel. Căci acolo vă ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Spunând aceasta, le-a reamintit ce a spus Dumnezeu și cred că i-a și motivat. I-au dat lui Iacov toți Dumnezeii care au mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi, Iacov i-a îngropat în pământ sub sejarul de lângă Sihem, apoi au plecat. Scrie aici că groaza Domnului a cuprins pe cei din jur pentru că aceste evenimente au intervenit la timp. Tocmai Levi și Simeon uciseseră pe oamenii din cetate și se puteau răzbuna cananiții. Dar mergând la adunare, cum a spus Dumnezeu lui Moise, câtă vreme nu veți lipsi, nimeni nu vă va râfni țara. Ni s-a întâmplat, îmi amintesc de două ori plecând cu copiii la adunare, în grabă, să nu întârziem, să uităm cheile în poartă, pe exterior, deci înspre stradă. Și când ne-am întors la ora 12 sau seara, ce a fost, nu mai amintesc exact, ne căutam toți unde sunt cheile până când cineva a zis, uită-le în poartă. Dar unde departe nu este un cartier cu potențial hoți. Dar oricine putea să le ia, dacă nu un copil în glumă. Dar nu le-au văzut nici vecinii ca să le ia și eventual să ne dea nou. Dumnezeu ne poate păzi, să înțelegem așadar că trebuie să ne mobilizăm casa. E foarte important. Scrie în 1 Corinteni, capitolul 7, că unul dacă e credincios, poate să o sfințească pe celălalt, poți fi sfințiți copiii.
Bunul Dumnezeu să ne ajute, să fim cu toți în acest loc unde Dumnezeu ne-a vorbit și încă ne vorbește. Unde noi am făcut promisiuni Domnului și El așteaptă ca ce am spus noi în momente critice sau în momente de cercetare să împlinim, să nu fim fără minte, cum spunea Solomon despre cei ce nu își împlinesc cuvintele rostite înaintea Domnului. Aș vrea acum în continuare să reținem câteva lecții importante de la Betel. Adică să concretizăm ce trebuie să înțelegem din părtășia noastră cu Domnul, din casa Lui, că Betelul e casa Lui Dumnezeu, cu oameni. Primul rând că Dumnezeu este unul singur și cum scrie în Isaia 40, nu poate fi pus cineva sau ceva alături de El. Iacov a știut asta și a zis celor ce erau că îl scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Și l-au ascultat. Da, Betelul este casa lui Dumnezeu, dar mai târziu este scris că la Betel s-a constituit un loc de închinare fără Dumnezeu. În cartea 1 Împărați, la capitolul 12, citim că după separarea semințiilor lui Israel, regele Roboam I, în versetul 28, a zis poporului, destul vasul Ierusalim. Între timp, pe de adevăratele Betelul era la Ierusalim acum. El a vrut să motiveze oamenii spunând că acolo a fost un loc. Și a pus unul din cei doi viței la Betel. Scrie aici, versetul 31, Ieroboam a făcut o casă de înălțim și a pus prioți luați din tot poporul care nu făceau parte din fiii lui Levi. A rânduit o sărbătoare în luna 8-a, în ziua 15-a lunii, ca sărbătoarea ca se prăznuia Iuda și a adus jertfi pe altar. Iată ce a făcut la Betel ca să aducă jertfii vițierilor pe care i-a făcuse. A pus în slujbă la Betel pe preoții înălțimilor ridicate de el și a jertfit pe altarul pe care îl făcuse la Betel lună, în ziua 15-a lunii, 8-a lună, pe care o lăsese după bunul lui plac. A hotărât-o ca sărbătoare pentru copilul Israel și s-a suit la altar să ardă tămâie. Și Dumnezeu a fost deranjat. A trimis acolo un proroc din Iuda. A rostit o sentință împotriva altarului, împotriva închinătorilor, care s-a împlinit în parte pe loc, în parte 300 de ani mai târziu. Da, pentru că Betelul, în loc să mai rămână o casă a unui unic Dumnezeu, a devenit o casă de Dumnezei. În loc să mai rămână un loc unde Dumnezeu vorbește și iar vorbește, și omul trebuie să asculte, să facă promisiuni Domnului, a devenit un loc unde vorbeau oamenii ce voiau, unde împăratul s-a pus în locul lui Dumnezeu. De aceea scrie mai târziu, citesc din cartea Amos, din capitolul 7, că atunci când Dumnezeu din nou a trimis un proroc la Betel, că vrea să-i cheme încă pe mulți, așa cum se adresau mesajele celor 7 biserici din Apocalipsa 2-3, chiar dacă unii dintre ei nu erau deloc în voia Domnului. Dumnezeu îi chema. Dumnezeu vrea ca oamenii să se redreseze. Citesc Amos 7, versetul 10. Atunci Amasia, preotul din Betel, a trebuit să spună lui Roboam, împăratul lui Israel, Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel, țara nu poate să sufere toate cuvintele lui. Căci iată ce zice Amos, Ieroboam va fi ucis de sabie și Israel va fi dus în robie departe de țara sa. Și Amasia lui Amon, pleacă văzătorului și fugi în țara Iuda, mănâncă-ți pâine acolo și acolo prorocește. Dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului, este un templu al împărăției. Ce schimbare majoră!
Nu mai era Dumnezeu în casa lui, rămânsese casa. Era acum a împăratului, a preotului, a oamenilor, să facă ce vor, cum le place. Da, trebuie să spun adevărul, că sunt adunări, beteluri care au rămas doar cu numele. Am fost, mi-amintesc, prin Scandinavia și am văzut locașuri de închinare, că acolo n-au biserici cu turle, că n-au fost ortodoxi sau catolici, ci evanghelici, reformați, protestanți. Case de adunare cum le avem noi, unele goale, altele au rămas doar un loc să mă adună 2-3 bătrâni, iar tinerii la un fel de distracție. Am văzut în Anglia, în Irlanda, clădiri frumoase, construite special pentru a fi adunări, în vremea unor treziri spirituale, a unor vremuri bune, unde Dumnezeu vorbea, oamenii răspundeau, Dumnezeu iar vorbea. Dar de la un moment dat, se poate întâmpla, dragii mei, ori să plece Dumnezeu, ori să uităm noi să mai mergem. Unii abandonează total religia, alții rămân religioși, dar în fond sunt idolatri sau au o slujire duplicitară, cum erau cei deportați de asirieni în regatul de nord. Să ne cercetăm. Și nu doar la adunare, cum am spus, Betelul poate să fie casa noastră, locurile de întâlnire a două familii, locul unde se întâlnesc tineri. Este un Betel? Mai vorbește acolo Dumnezeu? Prezența lui este reală sau a plecat? El a plecat de la Betel, a plecat și în templu de la Ierusalim când a devenit o peșteră de tâlhari. Chiar în anul 70 evreii s-au adunat în marele construcții anexe ale templului. Au crezut că Dumnezeu îi apără. N-au învățat din istorie. După cum și evreilor le se spunea, vi se va face ca la Shiloh, prima reședință după cucerirea Canaanului. Da, așadar nu cumva să rămână numai numele, cum scrie la Îngerul Bisericii din Sardes, atât, fără prezența Domnului. În asemenea condiții e valabil ce scrie în Amos 5:4. Nu căutați Betelul. De ce? A plecat Domnul de acolo. Și trebuie căutat în altă parte. Să înțelegem așadar că Dumnezeu este unul singur, al lui Avram. Același Dumnezeu trebuie să devină Dumnezeul lui Isaac, altul nu este. Și dacă vrea nepotul Iacob, Dumnezeu trebuie să fie același Dumnezeu. Și dacă vor fiii lui, le-a spus tata Iacov, scoateți Dumnezeii străini. Și asta le-a spus Dumnezeu seminților provenite din fiii săi. Când a vorbit pe Sinai, eu sunt Domnul, să n-ai alți Dumnezei. Să ne ajute bunul Dumnezeu să-i slujim lui și numai lui. În al doilea rând, trebuie să învățăm din experiențe Betelului că nu doar Dumnezeu trebuie să locuiască acolo și noi trebuie să locuim în permanență acolo. Asta i-a spus Dumnezeu lui Iacov, Genesa 35:1. Scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo. Ce frumos spuneau fiii lui Core în Psalmul 84. Ferici de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. David spunea, Psalmul 27:4, 65:4, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc pe vecie cu Domnul. Da? Leviții, preoții aveau har mare. David își dorea, el nu era din seminția aleasă să slujească la templu. Ce vreau să spun cu aceasta? Să nu rezumăm prezența divină la anumite activități.
care sunt și trebuie să rămână speciale. Trebuie să înțelegem că noi trebuie să devenim templul Duhului Sfânt, condiție în care relația noastră cu Domnul este permanentă, 24 de ore din 24, mă auziți bine? Într-o vreme în care unii cred că la biserică trebuie să umblăm îmbrăcați într-un fel și rest cum ne place. Într-o vreme în care am auzit pe unii spunând, Dumnezeu nu intră în dormitor. Dumnezeu nu trebuie să intre în dormitor, El este în mine și eu când intru în un dormitor, intru cu Dumnezeu cu tot. Hristos în noi, nădejdea slavei. Dacă avem permanență în relația noastră cu Domnul aici, e șansă pentru permanentizarea ei pentru vecii vecilor. Și în copele noastre, în care îl chemăm pe Dumnezeu la necaz și ne refugiem în lumea noastră, evadăm plăcerile noastre în alte momente, sunt extrem de periculoase. Noi vrem să nu plece Domnul, dar să nu plecăm nici noi. Să nu rămână Domnul singur. Să rămânem în prezența Lui. Oriunde suntem, cum spune la 1 Timotei 2,8, ca bărbați să putem înălța spre cer mâini curate, fără mânie, fără îndoiel. Domnul Iisus a spus ucenicilor care s-au îngrijorat pentru că El insista să le explice că trebuie să pleacă, să plece de la ei și erau obișnuiți cu El peste tot. Și le spune, citesc din Ioan 14, de la versetul 22, Iuda nu Iscariotul a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns și a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Mi-am amintesc că am fost la deschiderea un locaș de închinare și pentru că era mai mult slujitor, fiecare a avut câte un cuvânt mai scurt și m-a rugat, Doamne, ce să le spun eu în câteva minute? E entuziasmat de nou local și Domnul mi-a spus, spune-le că mă bucur de construcția făcută, îi aștept aici, dar vreau să mă ia cu ei la casele lor. Nu-s mulțumit numai aici. Da? Betelul este oriunde ne așezăm seara, Dumnezeu să ne vorbească noaptea. Și ori încotro plecăm când ne sculăm dimineața. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și dacă în locurile noastre de închinare și în viața noastră vis-a-vis de permanentizarea relației cu El sunt lucruri idolatre, lucruri păcătoase, să le dăm afară ca fiul lui Iacov, să poruncim îndepărtarea lor ca regele Iosia mai târziu, așa cum citim în 2 Regi 23, a trecut pe la Betel și a făcut ordine că nu se făcuse de sute de ani. Poate în cazul nostru sunt ani sau luni de când n-am făcut ordine, nu ne-am ordonat viața cu rugăciune, cu post, în curăție, nu ne-am mărturisit, frați și surori, de când n-ați mai fost la adunare, care vă este viața? Care dintre noi, dacă a greșit, a căutat să sune și să rezolve problema, că dacă ne apucă o boală, urgent, 112, nu cumva să ne apuce coronavirusul, dar păcatul dacă ne apucă și ne înfășoară apoi așa de lesne, ne trezim sau adormim? Spune în 1 Samuel capitolul 7 că oamenilor le-a fost dor după Domnul. Este un dor al Domnului, în primul rând, haideți la Betel, hai să vorbim. Parteneriatul acesta cu Domnul. Cum scrie despre Enoch, despre noi, ca un blat cu Dumnezeu, acesta e Betelul, o permanență cu Domnul. Scrie aici în 1 Samuel capitolul 7 că le-a zis profetul, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeu străin și Astartei, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui, unicitatea divină și permanența care Domnul ne-o cere.
Și dacă trăim cu Domnul, spun asta în încheiere. Dacă am avut un moment de întâlnire, dacă am făcut promisiuni și legăminte înaintea Domnului, și în mod normal l-am făcut prin botez și în alte împrejurări am mai promis anumite lucruri. Și căsătoria este un act încheiat înaintea Domnului. Și angajamentele de slujire sunt înaintea Domnului. Să rămânem statornici și să înțelegem că Dumnezeu este unul singur, deși în lumea asta sunt mulți domni și Dumnezei și în văzduh, sunt mulți demoni, noi să rămânem alipiți cu inima de Domnul și nu cumva să transformăm realitatea sfântă a părtășiei cu Domnul într-o amăgire, să nu devină casa lui Dumnezeu un loc al nostru, un loc al împărăției, unde să nu suportăm și dacă ne țin puterile ca pe împăratul Ieroboam I, să îi refuzăm și chiar să ne purtăm agresiv cu cei ce ne cheamă la sfințire. Da? Să trăim frumos, ca înaintea Domnului, în fiecare moment, că nu știm momentul în care vine și ne continuăm părtășia cu El. Cum spune în 1 Tesaloniceni 4 cu 18, și vom fi totdeauna cu Domnul. Asta e Betelul. Nu scrie în Apocalipsa 21, cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei. Vom fi împreună. Și dacă așa facem, Dumnezeu ne va ocroti cum i-a ocrotit pe fiul lui Iacov. Și dacă așa trăim, chiar dacă s-ar întâmpla să murim, nu e o problemă. Este interesant de observat în textul din Genesa 35, în versetele citite și în cele ce urmează, că au fost două decese, al Deborei, doi carebecii, și în mod deosebit mă refer la Rahelei, cea care a luat după ea idolii familiei, poate motivată de anumite obiceiuri ale vremii. Dar pentru că și ea cred, așa cum a cerut Iacov copilor săi, și-a lepădat Dumnezeu cel târziu atunci, poate și mai repede, nu știu, în durerile nașterii a pus copilului numele fiul durerii mele, dar tatăl său l-a numit Beniamin, fiul dreptei. Cred că Rahela a murit mântuită. Și va fi la masă cu patriarhii. Pentru că moartea a survenit după reforma spirituală din casa lui Iacov. Există posibilitatea, dacă ar fi murit înainte, să fi fost pierdută. Pentru că așa cum ne găsește moartea, așa rămânem pentru vecii vecilor. Să nu zăbovim în a face reformă în viața noastră, în a ne pune în ordine relația cu Domnul. Și până mâine mult, Scriptura spune, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima, să ne apună soarele peste mânia noastră, să ne împăcăm cu pârșul de grabă dacă avem probleme și să ne întoarcem la Domnul. Cu grabă, căci El se ivește ca zorul și vrea să aibă milă de noi, ca să rămână Dumnezeul nostru și noi să rămânem oamenii Săi. Să-și întindă cortul peste noi, să fim un adevărat Betel, cum în cazul nostru la Arad, așa ne este numele. Dumnezeu să binecuvinteze toți beteliștii, cum spunem noi, adică toți oamenii din casa lui Dumnezeu, cum spune Pavel în Efeseni 2, că nu mai suntem străini, nici oaspeți, suntem cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, să rămânem în prezența lui Dumnezeu, aici, în adunările noastre, unde ne adunăm cu toți membrii bisericii sau în casele noastre. Și ultima instanță, chiar și singur dacă am fi, Dumnezeu a vorbit lui Iacov când a fost singur. Și Domnul spunea că și nodăiță ne ascultă dacă e singur, căci El nu uită de nimeni, numai fiecare dintre noi să nu uite de Domnul, să-L căutăm
cum i-a spus David lui Solomon, și apoi să rămânem cu el, nu cumva să-l părăsim, că ne va părăsi pe vecie. Noi vrem să fim pe vecie cu el, că aceasta e frumusețea vieții veșnice, să fim cu Domnul și cu toți sfinții. Mie mi-este dor de cei ce au plecat. În mod deosebit de când a plecat soția, mă gândesc mai mult la cele de sus. Mă gândesc la bunicii mei care au plecat, la atâția frați care îi cunosc. Pe măsură ce ne înaintăm în vârstă, avem mai mulți cunoscuți duși decât rămași aici. Dar dorim să fim cu Domnul în primul rând, cu Fiul Său prea iubit și Duhul Său să fie peste noi, ca să ne poată aduna pe toți la vreme, și din morminte, și de la sol, și să fim cu El pentru vecii vecilor.